Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată cele trei regate înainte de Antichrist. Profețiile părintelui Elpidios Vagianakis din Rodos rup tăcerea. Elpidios Vagianakis este arhimandrit grec din insula Rodos. Voi cei mici îl veți vedea pe Antichrist. Profeția părintelui Elpidie, misionar în Africa, despre strâmtorările vremurilor ce vor veni. Nu vreau să vă neliniștiți și să vă tulburați pentru vremurile ce vor veni. Trebuie doar să rugați pe Dumnezeu ca să asculte rugăciunile voastre și să ne miluiască. Aș dori, dacă e cu putință, să spuneți la toată lumea să formăm un lanț de rugători. S-ar putea ca unii din rândul acestui lanț de rugători să desconsidere și să râdă, zicând: dacă Dumnezeu a zis mai dinainte că așa se vor întâmpla lucrurile, atunci așa va fi. Ce rost are să ne mai rugăm? Nu, nu este așa. Vă încredințez că profețiile reprezintă expresia cea mai înaltă a iubirii lui Dumnezeu. De fapt, ceea ce duce la fior sunt cuvintele părintelui Elpidios pentru venirea lui Antichrist. Evoluțiile dramatice din Egipt, invazia iminentă a Siriei și implicarea lui Israel și Iran în conformitate cu profețiile părintelui Elpidios vor sta în etape de pregătire pentru apariția unui lider fals care va aduce pacea falsă în lume. În această mizerie, patru state mari vor crea panică și un război generalizat va veni, și aceste patru state sunt Israel, Iran, Egipt și Siria. Aceste patru state vor crea noi date pentru aspectul final al venirii lui Antichrist. Antichristul, prin proprii săi lideri, va crea două noi state care vor fi conduse de doi lideri încăpățânați și puternici, care se vor ciocni. Cele două state se vor ciocni și prin disputa dintre aceste două state lucrurile vor începe să degenereze în război și extinderea lui astfel încât să atingă și pe cei mai buni. Cele două state mari aflate în plin conflict vor face ca lumea să înceapă să vorbească despre pace. Și apoi de nicăieri de la Est va veni, veți vedea, o persoană atât de puternică, atât de inteligentă, atât de diabolic de înțeleaptă, atât de fermecătoare, atât de abilă din punct de vedere financiar și un foarte bun negociator. Și această persoană, ca negociator, va fi capabilă pentru a echilibra reacțiile statelor din zonă. Și acesta va fi primul pacificator. Când va fi venit acasă prima pace și Israel va avea de suferit. Am spus că conflictul acestor patru state va juca un rol important pentru venirea lui Antichrist: Siria, Israel, Egipt și Iran. Și de acolo se va răspândi în reacție și în celelalte state, iar de nicăieri va veni Antichristul, care va fi tot ceea ce am spus, absolut fermecător, cu umor, cu bunăvoință, și apoi acesta va fi capabil de a opri războiul. Va fi primit ca un prinț al păcii, mass media și toți liderii de atunci vor accepta acest lucru ca fiind o personalitate de top. Va fi chemat în toate statele lumii pentru discursurile sale, toți vor vrea să-l întâlnească și să-i se supună. Apoi va fi promovat încet, încet ca lider mondial. Bisericile vor fi într-o astfel de situație grea de devastare, cu multe scandaluri și multe conflicte, încât vor striga că vor să devină una cu Antichristul. Deci prorocul mincinos va supune lumea și va spune că el e liderul adevărat. Antichristul va veni însă și nu va predica religia lui Dumnezeu, ci a omului. El va predica religie umanitară. Acesta va sublinia conceptul de Dumnezeu, dar în sensul de om. El va vorbi despre conceptul că omul poate deveni Dumnezeu. Și voi spuneți că sunt Dumnezeu. Eu sunt liderul. Va fi acceptat tot ce este indecent și nu există în Biblie. Va fi primit ca un membru de bază și lider, iar prorocul mincinos va cere tuturor credincioșilor care vor supune și altor biserici să fie subjugate de el. Antichristul va livra apoi la Vatican autoritatea absolută în toate celelalte biserici, toate religiile și toate confesiunile. Apoi va începe cea mai mare persecuție a creștinismului suferită vreodată. Părintele Elpidios Vagianakis, vă fac atenți despre planurile rele ale lui Satan, care prin intermediul pentarhiei controlate de el va aduce întunericul și va face ravagii în omenire până la sosirea satanicului fals Mesia. Cer tuturor să practice rugăciunea intensă a inimii ca singura soluție dobelită din cer pentru a slăbi sau chiar a anula multe posibilități și efecte ale executanților deciziilor lui Lucifer, care intenționează să distrugă lumea. Întreaga omenire, înainte de a fi timpul pentru a vedea urâciunea pustirii, va trece prin trei faze ale ultimelor trei mari împărății. Vor fi scurte, dar unice în puterea de distrugere și punerea în aplicare. Aceste trei regate vor fi împărăția ursului, Rusia, împărăția dragonului, China, împărăția șarpelui, Antichristul, falsul Mesia. Împărăția ursului, care va fi condusă de Rusia și va urma unor state puternice cu o mare izvândă în economie și în armată, va încerca să schimbe frontierele la nivel mondial,
prin războaie sau fuziuni diplomatice. Conflictele artistic realizate și programate de marile puteri prin diplomația perspicace a Uniunii Europene și Americii vor împinge unele state să se ciocnească pentru probleme dubioase cu rezultat dezastruos, fapt ce va favoriza apariția pe scena mondială a împărăției ursului, Rusia. Ca răspuns spectaculos, Rusia va vedea aceste prostii ale șefilor de state convinși de cei care se presupune că le sunt aliați, dar sunt vicleni, și le va utiliza pentru propriile sale proiecte. Va urma distrugerea totală a națiunilor din jur. Apoi mai este faptul că unele state vor dispărea de pe hartă, să nu se odihnească statele de la nord de prosperitatea economică aparentă și relații ce presupun neutralitate în războiul deja proiectat. Prostia liderilor țărilor va fi cauza distrugerilor. Un dezastru surprinzător de o mare magnitudine va crea teroare și temeri la nivel mondial și va apare în etapa următoare. Membrii ai Nordului, Finlanda, Norvegia, Suedia, ați lăsat inima voastră să părăsească pe adevăratul Dumnezeu pe care îl cinstiți numai cu buzele și ați rămas neîntăriți duhovnicește. Lăsați îmbrățișarea părintească și dragostea lui Dumnezeu să vă acopere de satana care vă urăște și vrea să vă rănească. Dacă o să vă întoarceți înapoi la inima binevoitoare a lui Dumnezeu cu compasiune și adevărată pocăință, nu veți avea nimic de ce să vă temeți. Dacă ați neglijat și ați luat în derâdere chemarea sa dumnezeiască și vreți să vă expuneți la vicleniile lui satana, atunci în curând veți vedea ce alegere proastă ați făcut și cât veți fi de umiliți. Împărăția ursului e gata de a vă zdrobi, pe unii dintre voi iremediabil. Ucraina, nu vezi cum mulțimea sfinților tăi dau mărturia sfântă, plâng și se roagă pentru tine? Pui la îndoială credința adevărată, lăsând un profan ipocrit din dinastia francă pentru a te diviza? Credința pravoslavnică, viața sfântă a mucenicilor și cuvioșilor au binecuvântat pământul tău, iar acum a ajuns peste tine un inamic real al fiecărei ființe umane care vrea să te rănească fatal. Dacă ai putea vedea pe sfinții tăi cum cerșesc mila lui Dumnezeu pentru tine, ai îngenunchea cu ei și te-ai ruga cu pocăință și umilință pentru mântuirea ta. Mă opresc să mă gândesc cât de mulți vor fi cei care vor primi acest mesaj și lanțul de rugăciune va crește și va împiedica răul cel mai mare. Vestea proastă este că va fi un act de distrugere și într-un alt stat din apropiere cu Rusia din cauza egoismului și aroganței liderilor. Georgia e un stat cu probleme. E ca un șoarece care vrea să se lupte cu ursul. Gândiți-vă în adevăr și înțelepciune, nu poți plânge pentru un stat care își creează probleme singur. Cei care doresc să se opună ursului și cauzei sale va fi vai de ei. Vai de cei care îndrăznesc să-i spună ceva, căci atunci își vor pierde existența lor. Acesta este un alt stat care va dispărea de pe hartă. Puterea ursului va culmina atât de mult încât frica și teroarea din întreaga lume vor crește. Și Persia, Iranul, va suferi după ce mai întâi Turcia se va dezmembra într-un fel unic și jalnic. Împărăția Dragonului, regele Diavol, va fi liderul acestui regat din China. Aliat credincios în principiu cu Rusia, va exploata relația cu ea și va câștiga prea mult în aceste etape și se va ridica la nivel de mare putere în viitor. China va profita de rănile incurabile ale Japoniei pentru a stabili pas cu pas militar viitoarea dominație în întreaga regiune. Nu va ezita să-și trădeze prietenia cu Rusia și să contribuie la spirala ascendentă și destructivă. Până atunci însă își va ascunde pe furiș orice intenție și va exploata inteligent îmbrățișarea amicală cu Rusia. China acum se răspândește peste tot, aproape peste tot în lume. A început cu economia ca un prim pas, inundă lumea cu bunuri în scopul de a se ajunge în domeniul militar la nivel mondial cu ursul. Atunci când acest lucru va fi realizat, nu va dura mult timp să-și manifeste și propriile ambiții expansioniste. În lume va domina frica absolută și neliniștea. Într-o lume divizată și distrusă va impune cu fierbințeală convingeri ateiste de oțel care cer ascultare absolută și punere în aplicare. Respirația fierbinte a Dragonului Roșu se va simți atât în Europa cât și în America. Ele vor suferi foarte mult. Ca urmare va trece și ea la cucerire cu metodologie comunistă teribilă și va face pe oameni să geamă și să sufere. Creștinii vor trăi cele mai grele persecuții de la Dragonul cel Rău. Rolul acestei împărății aș putea cu un cuvânt să-l descriu ca pe un coșmar. Vai de acei oameni a căror viață nu e înclinată spre inima dumnezeiască a dulcelui nostru Domn Iisus Hristos. Oamenii se vor comporta la fel ca roboții după dictate și mandate de stat și nu vor avea mai multe drepturi decât animalele de companie. Viața și moartea nu vor avea nicio valoare pentru om. Aceasta va fi ideologia satanică a acestui regat.
Aceste două împărății a ursului și a dragonului vor fi aproape simultane, dar vor provoca răsturnări majore la nivel mondial. Vor stigmatiza prezența lor prin faptul că vor reacționa nuclear. Pacea va dispărea, ciuma și foamea vor aduce mari nenorociri la nivel mondial. Prieteni, acestea au fost cuvintele părintelui Elpidios Vagianakis din Rodos. Sunt Cristian Alexandrescu, mulțumindu-vă încă o dată pentru faptul că ne urmăriți, vă spun pe curând!